își doresc să dispară virusul periculos și să poată merge la școală. Cel puțin asta îi cer moșului copiii care au expediat răvașe la Academia lui Moș Crăciun din Moldova. Se pare că pandemia a influențat nu doar dorințele micuților, dar și cele ale adulților. De exemplu, bătrânii cer majorarea pensiilor, iar fetele singuratice îl roagă pe moș să le găsească ursitul în noul an. Echipa noastră de filmare a mers la casa lui Moș Crăciun, unde a descoperit lucruri inedite pe care vă invităm să le vedeți în reportajul ce urmează. În această perioadă, la Academia lui Moș Crăciun este agitație mare. Ajutoarele acestuia fac față cu greu volumului mare de scrisori care sunt expediate din toate colțurile țării, dar și din străinătate. Prima scrisoare vine în luna august, tocmai din China. Deci moșul are un fan fidel acolo în China care scrie în fiecare an lui Moș Crăciun. Iar avalanșa cea mai mare, sigur că este în luna decembrie. Acum este spiritul sărbătorilor de iarnă, acum copiii scriu lui Moș Crăciun. Dacă în anii precedenți micuții cereau moșului jucării și telefoane performante, acum ei își doresc altceva. Acum, practic, în fiecare scrisoare este, fiecare copil cere ca să scăpăm de acest COVID, să scăpăm de măști, să revenim la școală, că nu mai vrem lecții online. Unii își doresc ca pe masa de Revelion sau de Crăciun să aibă mâncare, pur și simplu. Chiar și unii adulți scriu moșului și îi cer lucruri trăsnite. Am primit anul acesta o scrisoare de la o bătrânică care l-a rugat pe Moș Crăciun să o ajute cumva să-i mărească pensia. Mai sunt scrisori în care domnișoarele scriu lui moșul că vor să-și întâlnească iubiții, viitorii soți. Voluntarii de la Academia lui Moș Crăciun spun că fiecare răvaș are farmecul său, iar micuții încearcă să-l surprindă pe bătrânul cu barba albă cum pot mai bine. Deja câteva ciocolate a primit moșul, pachetel cu ceai ca să bea ceai cu lămâie fierbinte, să nu răcească. Iată, avem aici o scrisoare în care copilașul i-a trimis un cadou lui Moș Crăciun. Uitați-vă cât de frumos, deci făcut de mânuțele acestui copilaș. Până acum, la Academia lui Moș Crăciun au ajuns în jur de 5.000 de scrisori, iar ajutoarele moșului spun că toți copiii vor primi răspuns.